Salutare, prieteni! În continuare, de fapt astăzi, am să vă arăt, am să vă fac un tutorial despre o chestie care se numește Incognito Mode în Google Chrome. Ce este Incognito Mode? Incognito Mode este faptul că poți să navighezi pe internet fără a lăsa în urmă nicio urmă, nicio parolă, niciun username, nimic în history, nimic în cookies. Acum, stând bine și gândindu-ne așa, oare părinții aia de copii care, vorba aia, vorba unui celebru necunoscut, internet is for porn, părinții aia de copii nu ar fi îngrijorați că odreazurile lor umblă ca vodă prin lanul de porumb? E, și m-am gândit eu, măi, nu e bine. Și nu e bine. Iată cum arată drăcia. Un buton cu numele meu pe el. Băi, mie nu-mi place butonul ăsta la com și plus de asta nu mă interesează să navighez incognito. Nu am nici copii. Iată cum se face ca să scăpați de acest buton și de modul incognito. Aici deschideți com și aici scrieți chrome, două puncte, /dreapta/dreapta, flags. That's fine. Și scrieți new avatar. Și apare aici o chestie care se numește Enable New Profile Management System. Și în loc de default, îi dați disabled. Relaunch now, aici. Gata. Am scăpat de buton pe vecie. Nu ne mai trebuie. Nu avem copii, nu avem de ce să mergem incognito. Procesul se face invers dacă vreți să îi dați enable înapoi. Cam atât am avut de spus. Sper că v-am fost de folos. Asta este tot.